Atât de frumos a fost gestul celor de la Antena 3, că până la urmă ne-a penetrat și pe noi patriotismul. Și nu oricum, ci la modul poetic. Pe al nostru steag e scris uimire, uimire în cuget și în simțiri, și sub măreața lui umbrire stă un varan și un post de știri. L-am înarmat pe al nostru gâdea să doborâm un record sfânt și l-am spânzurat pe șnecher să stea cu pletele în vânt. Și în cartea de recorduri scrie că una e Antena 3, iar mândra noastră Românie va pieri pe limba ei. Învingător cu burtieră și breaking news non-stop pe post au fluturat în văzul lumii o cârpă mare de neam prost. Știind că în viața trecătoare destinul curge ca un val, a fost prezent și Victor Ponta în stilul lui original. Și bravul Gâdea nu se teme că ridicolul frizează. Recunoaște în prime time, mărimea pentru el contează. Pe al nostru steag e scris antenă, antena unui securist, și sub măreața lui umbrire e un viitor sărac și trist. Și uite așa a văzut întreaga lume că nouă ni se flutură la nivel mondial. Acum urmează omologarea recordului pentru cel mai mare nai, aparținând unui tip din Gorj, care e mai mare chiar decât al maestrului Zamfir. Dacă omul are cel mai mare nai, înseamnă că n-are cel mai mare ai? Sau cum? Dar n-a mai fost atât de mândru și patriot de când a făcut Oprescu cea mai mare salată din lume. Cea mai mare salată suspendată! Nu, mă, nu! Salata, cea mai mare salată, aia cu care și-a înfipt și el dinții într-un record mondial. Asta pentru că avea material destul, întreg stilul lui de conducere e varză. Da, mergem mai departe, gluma asta a fost varză. Fă tu una mai bună cu Oprescu, cât de ușor e să faci glume cu Oprescu? Nu știu, ziceai și tu, primarul Bucureștiului a făcut o salată atât de mare încât n-a mai putut să se opresc. Nu, hai, las-o, hai. Având 330 de metri lungime, 220 de metri lățime, 5 tone ca și greutate și aproape 80.000, 70 și vreo 2.000 de metri pătrați, steagul Antenei 3 a fost aproape la fel de mare ca fruntea lui Gâdea. Sau mai mare decât suprafața epidermei lui Voiculescu, acoperită de pupicii muncitorilor din antene, cum ar zice Nea Gigi. Sau aproape la fel de mare ca și lui Voiculescu. A fost chiar mai mare decât anvergura picioarelor lui Badea când face spagatul. Băieților, băieților, iară sunteți răi. Știați că Mircea Badea poate să facă spagatul doar ca să-l pupe în fund pe Voiculescu dintr-o poziție specială? Pentru că nimeni nu e ca el. Să luăm și de Mircică, frățică. De Badea? De Badea, băi, ăștia nu mai are rușine. Păi ăștia, Badea are cohonez, băi, ăștia nu e ca voi ăștia de pe stradă, umili și care nu știți nimica de lucrați la asta, băi. Băi, Badea, fii atent, frățică. Badea e așa tare că face șpagatul, știi șpagatul? Că dacă ar fi așa miniatură, l-ai lua așa și cu șpagatul făcut, să pui ștampilă, băi, pe cine nu-l place. Și de ce să luare de Mircică, băgalea și gură de mâhniț? Unde să bage? Să luare de Mircea, băgăleaș drut de sărăcii. Care, mă, Badea, să facă șpagatul, Badea. 5 tone e mult și totuși nu-i chiar așa mult. 5 tone e cantitatea de scuipat care se adună în studiourile anteniste într-o zi normală de lucru. E, nu se mai adună chiar atâta scuipat, că a plecat Ciutacu. Ca pisica, de ce, ca pisica, de ce, ca pisica, de ce... Poate chiar mai mult dacă e Badea într-o zi bună. Și are chef de bătaie? Dă-te la o parte, că zbrăcă-i. Conform unor estimări destul de profesioniste, steagul acela ar fi costat aproape 1.000.000 de euro. Bă, de ce mamilor a fost nevoie să strice 1.000.000 de euro pe un steag? Deci, măi, gândiți-vă că sub steagul ăsta mare ar putea să încapă toți idioții din țara asta și din avion s-ar vedea numai oamenii faini cu un steag imens în mijloc. No, nu-i tare! Eu așa am înțeles, că pentru asta s-a făcut steagul, nu? Ca să ascundem gunoiul. E ca mizeria pe care o bași sub covor pentru că ți-e lene să iei cu fărașul. Păi a vrut să arate țării, poate chiar și lumii întregi, că Antena 3 este un post patriotist care ar face orice pentru România. Da, ar face. Mai puțin un lucru care chiar să fie util. Pentru noi, dragostea de drapel e invers proporțională cu mărimea lui. Dragostea de țară nu se măsoară în cantitatea de pânză. Mă, știi ce mă bucur? Ce? Că nu a fost Dana Greco acolo. De ce?
Mă, are tante aia o mutră atât de acră că Steagul ăla s-ar fi încrețit de nu-l mai desfăcea nici ciutacul dacă venea înapoi la Antena 3. Să dea limbi împreună cu ăștălalt. Să-l întindă, știi? Să-l întindă. Doamna Joana, noi suntem foarte uimiți, adică uimiți. Hai să fim serioși că nu suntem de ieri de azi. Oricum, mie îmi place că l-au luat pe Nils Schnecker și l-au spânzurat de macara și l-au lăsat acolo vreo oră ca să-i bată vântul în plete. Antena 3, jurnalism la înălțime. La propriu. Păi, cea mai ștoc imagine a fost când Nils Schmecker ăla îi tot trăgea cu mândria de a fi român și importanța drapelului românesc, iar el avea pe mânecă steagul Americii. Din cauza vântului, distanța este puțin mărită față de distanța de exercițiu normală. Regret, în schimb, că toți anteniștii care n-au putut fi acolo, n-au putut fi acolo ca să sărute steagul sfânt. Se vedea cu ochiul liber cât de rău le pare că nu-și pot vărsa și ei patriotismul în sfântul aer liber. România, după părerea mea, e într-un mare pericol. Să dea Dumnezeu ca salvarea să vină de la aceste inițiative, acțiuni. Ce mai, fraților? O demonstrație de megalomanie tipic ceaușistă. Ca să vedeți și voi că Voiculescu n-a luat de la marele conducător iubit doar banii, i-a moștenit și carnețelul ăla cu idei. Eu și iarna sunt penal. Ei, a. Când văd pe cineva sub fosul meu, întotdeauna îmi place. Oricum, Bogdan, Antena 3 a făcut chestia asta pentru rating. Evident. Care și ratingul se află pe un trend crescent. Me gusta. Crescent. Pentru cei care nu știți și vreți totuși un pic de istorie postcomunistă, crescent este numele firmei prin care Partidul Comunist și Nea Ceașcă derula afaceri cu exteriorul, cu exportul, cu lumea liberă. Crescent. Crescent este firma pe care a condus-o domnul Voiculescu, care după asasinarea ceaușeștilor a moștenit, evident, tot ce înseamnă bani de la Crescent.